Bună seara, dragi clujeni! O nouă zi, o nouă seară, o nouă emisiune cu domnul Victor Lungu, redactor șef la Ziar de Cluj. Ne-am adunat ca să avem de unde să plecăm acasă, dar până atunci, în următoarele 45 de minute, vom toca evenimentele cele mai importante din Cluj-Napoca, ne vom mai distra, ne vom mai râdea. Ce să facem într-un oraș în care domnul Boc se râde de noi, cum ar veni. Știți că dumnealui nu prea vine pe la noi, pe la NCN, de fapt n-a fost niciodată, noi îl așteptăm cu drag în continuare. În schimb, merge unde are el presă prietenoasă, ca să nu zic altfel, și ține acolo tot felul de conferințe cetățenești cu oamenii, unde spune tot felul de chestii, tot felul de gogoși, de minciunele, de cârtășcolași din ăștia administrativi pe care îi scoate pe guriță, fără să-l întrerupă nimeni, fără să-l întrebe, fără să amendeze cineva inepțiile pe care le scoate pe gât. Ultima sa intervenție a avut loc la Ziua de Cluj, la emisiunea pe care o fac colegii noștri pe online, acolo unde domnul Emil Boc a venit cu, aș susține eu, o nouă dumă. Mie mi se pare absolut frumoasă metoda dumnealui de PR. El practic când scoate pe gură o gogoașă, stă, o lasă 2-3 zile să dospească, o pune la macerat și pe care pe ea mai adaugă încă o altă gogoașă, face un tortuleț de gogoși. Știți că acum câteva luni a anunțat pe surse că s-a întâlnit cu nu știu ce japonezi să facă metroul la Cluj. El face metroul din pix, din vorbă, nu contează că nu se pot face, că pot să coste foarte mult. El le face, că nu doare gura. E, astăzi, sau când a avut loc emisiunea, mă credeți că nici nu știu, cred că ieri, domnul Emil Boc a scos una și mai groasă. Nu numai că ne face metrou, dragii mei clujeni, ne face și tren metropolitan. Băi, deci suntem privilegiați să îl avem ca primar Victor. Deci, îți spun acum câteva zeci de secunde de video să vezi ce a fost în stare marele nostru primar să scoată pe guriță. Arată-mi tot ce spune, că după aia vă traduc eu tot. Haideți, dragii mei, să vedem ce a debitat pe gurița sa augustă domnul Emil Boc. Acum trebuie să trecem la palierul următor a găsirii soluțiilor pentru problemele mari comune care țin de mobilitate, de dezvoltare economică, de forță de muncă, iar acestea, repet, necesită colaborare. După cum și noi vedeți la Cluj, în zona noastră, proiectul trenului metropolitan, despre care tot vorbim, pornește de la nucleul lui care este metroul Clujului. Deci ăsta este nucleul de la care pornim, metroul de la Cluj. Evident că el trebuie să fie continuat în afara Clujului cu o structură de tren metropolitan care să unească comunitățile noastre. Și în această perspectivă pregătim asocierea cu celelalte comunități, Gilău, Florești, Apahida, Jucu, Baciu și Bonțida, pentru a găsi soluții ca dincolo din ceea ce înseamnă nucleul central, care este metroul pe zona Clujului, adică ar fi partea subterană, în afara Clujului, evident, să avem o structură de suprafață care să ne permite să rezolvăm două probleme. Conectivitatea în interiorul Clujului, că aici e marea problemă de aglomerare urbană și de aproape congestie, da? Zona axa S-Vest Florești aeroport. Pe asta trebuie să găsim soluția fundamentală pentru decongestionarea traficului, dar și de a găsi o soluție pe termen, repet, mediu și lung, de mobilitate urbană pentru întreaga această zonă care se constituie ca zonă metropolitană în jurul Clujului, inclusiv prin oferirea infrastructurii existente de cale ferată. Deci, domnul Mivoc a vorbit unde la 74 de secunde de capul, i-a scos pe gură tot ce a vrut el să scoată, nu l-a întrerupt nimeni, nu i-a spus nimeni, bă, ne stai un pic, explică. Deci, ați înțeles, dragii mei, practic acum discutăm fondul, ca să nu zic fundul, este metroul. Lasă inginerii să vorbească. Fondul este metroul, peste deci... care, pac, facem și un tren metropolitan. Nu, n-ai înțeles nimic, deci e ca la mosorul lui Moceanu, are o parte lemnoasă, una feroasă. Ei, metroului Boc are o parte subpământeană și una pământeană. Da. Deci partea subpământeană care e nucleul, deci mânerul cum ar veni, păi aia nepământeană când o să facă metro în galaxia metropolitană, tu îți dai seama. Deci noi discutăm despre zona metropolitană din anul de grație 1999 sau așa ceva, da? Prin anul de grație 2000 și un pic. Când o fi fost treaba aia? În 2004, nu? Da. 2005, 2006. Cred că prin 2006 au început să discute cu primările de jur împrejurul lui
Și pe aia, prin 2009, au semnat că le trebuiau bani pentru... Sorin Apostu a făcut un fel de asociație metropolitană, o mică țeapă, că de fapt... Foarte mare țeapă. Aia s-a făcut tocmai pentru a se face acel CMID, da? Și, de fapt, Sorin Apostu este cel care n-a semnat respectiva asociere. Până la urmă, actele care s-au dus la Uniunea Europeană de a-mi lua noi banii pentru CMID, sunt fără semnătura lui, deci, practic, noi asistăm la un fals, sus de fals, dar trecem peste chestia asta, că oricum CMID-ul nu-i gata. Spune că se tot vorbește despre metro. Noi nu vorbim despre metro, dumneavoastră vorbiți, dumneavoastră ne tot spuneți dar, de ce am zis eu de anul de grație 1999? Pentru că în 1999 este prima dată când se face un studiu. Da, bine, la câte studii de fezabilitate și prefezabilitate și postfezabilitate și lateralul fezabilitate s-au făcut în Clujul ăsta, încă un studiu nu mai e, în care se spunea foarte clar ce spunea și pe vremea lui Ceaușescu, că această cale ferată care traversează Clujul pe axa est-vest, de care ați auzit vorbindu-se mai înainte, ar putea fi o foarte bună zonă de decongestionare atât pe cale ferată, deci să legi Gilău de... ce spunea el la Pahida, Bonțida, te mai mirce pe acolo, pe calea ferată, iar stânga-dreapta acestei căi ferate să faci un sens autostradă metropolitană, urbană, ălălalt sens, unul ca să te duci, unul ca să te întorci. Da? Deci existau soluții date încă de pe vremea lui Ceaușescu, acum 60-70 de ani. Da? Dej, ca să zic așa. Și vine el și ne spune încă o dată și tot reîncălzește ciorbele. În 2009 iarăși aveam trenuleț urban. Atunci ne-a dat banii Uniunea Europeană tot un studiu de prefezabilitate care a constatat ce constataseră în 99, ce constataseră în 69, ce constataseră în 79. Cred că tot așa, din 10 în 10 ani, noi constatăm câte ceva. Și acum vine cu metrou. Dar, aduceți-vă aminte că în 2000... anul de grație 2012 era o soluție mult mai simplă de a ajunge până în, măcar până în Florești și până în Apahida. Prelungirea liniei de tramvai. Ați prelungit-o de atunci pe axa est-vest. S-a prelungit? Pe mine ce mă îngrijorează, dragi spectatori, pentru că, și îmi pare rău că n-am pus, pentru că înainte domnul Voc mai avea vreo 40 de secunde de idei, în care explica moderatorii că, practic, Clujul nu mai are problemele unei comunități mici. Am depășit, frate, totul. Deci ne zicea Voc, bă, s-a asfaltat. Unde s-a asfaltat, nene? S-au făcut parkinguri, s-au făcut, nene? Bă. Deci, practic, zicea Voc, ne-am depășit problemele mici astea, parcările, aglomerația, parcurile, creșele. Mobilitatea urbană. Depășit mobilitatea urbană. Și acum are noi dume, noi concepte. Avem mobilitate energetică depășită și ea. Am interconectat toate satele, comunele, orașele de jur împrejurul orașului, pentru că de-aia avem zonă metropolitană de atâta vreme și acum trebuie să ne interconectăm cu Alianța Vestului. O să vorbim și despre asta în această seară, o să vă arătăm ce a spus despre această Alianța Vestului comisarul Corina Crețu, dar încă nu e momentul. Să remarcăm că dumneavoastră, în calitate de locuitori... Ce a zis Boc ieri? Locuitori ai orașului Cluj-Napoca, vă lăsați amăgiți în mod constant de aceste minciuni politice enorme pe care Emil Boc le scoate pe guriță fără nicio jenă și după aceea le și share-uiți pe Facebook, pentru că văd pe Facebook o întreagă șamponiadă din asta de oraș, că am luat premiu pentru cel mai frumos, cel mai curat aer din toate orașele din Europa. Fals! Astăzi, de exemplu, a fost un nene cu un aparat care măsoară calitatea aerului. O să vedeți chestiile astea pe un domn parlamentar, un domn parlamentar. Și o să vedem cu adevărat ce arată aparatele. Ar fi și culmea să avem cel mai curat aer din Europa, de vreme ce noi suntem supocați de mașini. Dar trecem peste asta. Da. Azi, mâine, facem nu știu ce concurs de cel mai frumos târg de Crăciun, când nici vorbă să fie așa, nu avem cel mai frumos târg de Crăciun. Sunt altele prin România și prin Estul Europei care sunt frumoase. Și tot rostogoliți aceste glumițe, aceste minciunele și ajungeți să le credeți. Un telespectator, un clujan pe Facebook, Adriana Varvare, a făcut o postare acum câteva minute. El spunea mai urât așa, se exprima cu o licență de genul circulaba de Cluj. Adică circulăm din mână în mână, din gură în gură, din Facebook în Facebook. Circumâna de ăsta. Aceleași
minciuni despre acest oraș, construindu-ne în capul nostru un oraș virtual. Și făceam mișto cu Victor, dar de ce să nu facem și acum? Că ce-ar fi să ne imaginăm, dar ce să ne și dorim, dar ce să și spunem, domnule Emil Boc, să investească și în câteva lucruri absolut esențiale pentru oraș. Da, care ne-ar duce peste tot în lumea largă. Eu am propus să punem Clujul pe harta delfinarilor lumii. Să facem un delfinariu extraordinar de frumos în spate la Dedeman. Tu ai alte idei? Da, la gară, de exemplu, sunt... Adică acum, mă rog, dar putem da afară acel magazin din fosta auto, din fosta gară și în fosta gară nouă, care e deja atâta de veche că nu mai e nouă, putem face acolo delfinariu. Da. De asemenea, putem face o plajă, cea mai și frumoasă frumos plajă. Că poți să faci delfinariu și atunci interconectezi trenul ăla metropolitan și îl treci pe sub delfinariu, da, știi? Și oamenii se pot opri să se uită la delfin. Exact. De asemenea, aș mai propune, dacă se poate, o pistă de schi nautic peste Someș, nu? Nu. Pe dedesubt să meargă metrou subacvatic și pe deasupra să schiem. Nu e bine, pentru că noi trebuie să folosim resursele naturale ale Clujului ca să nu fie investiții majore. De exemplu, aș zice să se schieze de pe groapa, de pe muntele ăla de gunoi de la Pata Râd. Foarte frumos. Și să faci schi nautic pe Levigat, să patinezi pe Levigat. Și dragii cu ocazia mei, asta faci și băi de înălmol, că vorba aia e acolo. Ce credeți dumneavoastră despre toate aceste gogoșe pe care le scoate Milbox? Sunați-ne, intrați cu noi în direct la NCN. Poate aveți altă părere, poate vă place să fiți mințiți în continuare. Chiar credeți că chiar avem nevoie de metrou la Cluj? Adică astăzi, practic, Milbox vine și ne spune că numai că ne facem un metrou, că ne face dumnealui un metrou din pix, în interiorul orașului, cum ar veni, dar mai mult o să avem dintr-o dată cât ai clipit din degete, din palme, și trenuleț. Deci, o să avem și un tren metropolitan. Ce-ar fi ca Emil Boc să se țină de promisiuni și să facă ce a promis din 2004 încoace? De exemplu. De exemplu, să facă acel Someș navigabil. M-aș mulțumi. Să facă clădirea Filarmonicii. M-aș mulțumi. Să ne arate cum a cheltuit banii europeni în toți banii aceia pe care i-am dat înapoi. După ce am făcut investiții la Craic, la așa zisă Buftea de Cluj, să împartă pământul din lomb, cum a promis, la revoluționar, să facă cartierul tineretului, cum l-a promis. Deci sunt foarte multe chestii pe care, așa, minore drept, pe care le-a promis și pe care le-ar putea face. Să nu ne mai spună că 10 autobuze electrice doboară energetic cele 300 sau câte pe motorină, benzină și ce mai are el acolo, din care numai anul acesta și anul trecut vreo 5 s-au oprit în trafic și au fumegat. Parcă deci a intrat așa într-un fel de nu știu, campanie preelectorală, domnule Emil Boc, că își acordă sau îi se acordă dintr-o dată niște premii mirobolante. Este cel mai bun primar al unui oraș, nu știu cum, interconectat. Zice că are 64, are 64 de soluții de IT. Cele 64 de soluții de IT pentru populația Clujului, care or fi acelea, eu cred că toate 64 sunt pentru căutat parcările alea pe care nu le-a făcut. Suntem în orașul IT-ului și Cluj-Napoca are o primărie care în continuare tipărește formulare. Deci eu vă zic, TV. Știi când se va rezolva problema? În continuare problema. Nu reușește să creeze un sistem informatic modern. Da, deci când o să inventeze ăia de la Entity Data, de exemplu, bitul cu șină, deci capacitatea de stocare pe bit ca la dosarul cu șină. Deci să fie un bit și să aibă o șină, o chestie în care ei să știi, așa, să intre informația și ei să închidă și să pună șina. Atunci o să se rezolve problema de IT și în primăria Cluj. Râdem și glumim, dragii mei, dar altceva nu mai avem ce face. Să știți că noi plătim și plătim gros toate chestiile astea, pentru că în aparență avem atâtea lucruri rezolvate, dar în realitate nici vorbă să fie rezolvate trei sferturi sau jumătate și raportate ca rezolvate 100%. De exemplu, este un mare câștig dat pe Facebook și o realizare 100% sistemul de piste pentru bicicletă. Când toate pistele pentru bicicletă sunt pornesc de nicăieri, se duc către nicăieri. Dar ele sunt date ca rezolvat, ca o rezolvare enormă. Sistem integrat de ticketing, care sistem integrat de ticketing de multe ori nu mai funcționează. Te duci să bagi banul și zice, ne pare rău numai cu cartela. Sau ce să mai spun, de momentele în care
plouă și pe bike sharing apar... Păi nu, dar nu mai sunt cartele pentru bike sharing și bicicletele sunt vai de mama lor. Avem un telefon, bună seara! Domnul Rudi! Alo! Să trăiți, domnul Rudi, vă salut! Da, 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 să trăiți, o seară bună în legătură cu somesul navigabil. Așa. E o prostie enormă. Ce nu l-a de ce? Tu? E din cazul că prima dată că pescare n-au unde pescuie și cormoranii nu i-au nimeni nimeni, că era vorba că cormoranii o să fie ele... Că păi cormoran mai mare ca în primărie n-aveți, domnul Rudi. Ce-i cu cormoranii, domnul Rudi? Acum, eu nu pot să zic care e mai mare, care... Deci, care înghite bun, peștele ce, din ce, distrugă. Ce-i cu cormoranii, nea Rudi? Ce trebuie să facă? Da, cum o zic, ăla deja mă înghite, dacă nu și... Da, corect. Hai să nu, că nu putem să zicem prostii la televizor, că ne amendează CNA. Da, domnul Rudi. Da, mă scuzați. Dumneavoastră, credeți în gogoașa asta politică și electorală a lui Boc cu metrou? Nu. De ce? Eu am o idee. Dacă somesul totul se poate face navigabil, dacă se facă deasupra un monorail, să meargă din Gilău, să ducă până în Deș. Uitați că ne-am pus acum pe imagini o glumă, un metrou subacvatic, dar monoraiul ăsta, nea Rudi, dacă ar veni pe Someș, ar veni odată și cu mizerile pe care ea din Pingilău încep să le arunce la noi în apă, nu? Ar veni cu carcase de porci, cu canapele, că noi nu suntem în stare nici să ne ținem averea în bună seamă, în bună stare, nu? Am văzut că este aici în capă la Grigorescu filtrul acela care s-a făcut. Filtrul ăla lui șurubaru. Filtrul lui șurubaru. Da, adică chestia gonflabilă. Care nu reține, care nu reține nici măcar orezăria. Dumneavoastră, domnul Rudi, locuiți în Grigorescu? Da. Cum vi se pare cartierul în care locuiți? Acum, în anii aceia, în anii 50-60, a fost un cartier foarte bun. Și astăzi? Astăzi e foarte aglomerat. Bun, hai să vă întreb altceva. Dumneavoastră, ca și clujan, l-ați vedea pe domnul Emil Boc președinte al României? Ne-a ferit Dumnezeu, că a fost și primar. Ce anume? Au zis că ne-a ferit Dumnezeu. Adică prim-ministru. Că a fost prim-ministru. Păi ne-a ferit Dumnezeu, dar uitați că domnul Claus Iohannis a fost primar la Sibiu și uitați ce președinte prost este, zic eu. Credeți că domnul Boc ar putea fi unul mai bun? Întreb. Acum mai bun ca primar nu cred că poate fi. Mai bun ca primar nu poate fi. Vă mulțumim, nea Rudi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Este această temă aruncată de dreapta Facebook-ului care spune că gata, neavând soluții, opțiuni, Emil Boc ar putea fi candidat la președinție. Puneți telefoanele că mai vreau să mai discutăm dacă Emil Boc și-a ratat această șansă în momentul în care a acceptat să devină premierul, în momentul în care Stolojan a refuzat să fie premierul lui Băsescu și s-a dus el ca să fie premierul lui Băsescu. Atunci așa a ratat complet și definitiv șansa de a fi președintele României. Da, dar poate din ocoșism, din mândrie locală. Da, el poate. Deci eu nu l-am văzut niciodată candidând sau încercând să candideze într-un loc în care n-a avut șansele bine stabilite și optimizate. E un om foarte calculat. Deci din punctul ăsta de vedere, inclusiv ai văzut și dumele pe care le scoate extrem de calculate. Exact cum spui tu, sunt dospite, sunt lăsate la apă multă vreme înainte, vin de pe colaterale și dintr-o dată te trezești cu dita mai iceberg-ul în fața ta. Și nu mai poți ocoli, te lovești de el și cu asta basta. Mă îndoiesc profund și mai ales acum el are o problemă de gestionat enormă.
De când cu Alianța Vestului, acum face și Cherecheș Alianța Nordului, face și Hava Alianța Centrului și s-a trezit și Chirică de la Iași să spună că ar fi vrut și el o alianță transcarpatică. Și atunci Emil Boc a fost obligat să ia atitudine și să spună o chestie de genul că, bă, băieți, avem cam, da, cam puține locuri. Adică în momentul în care zice așa și, mă rog, ce zice, zice bine la faza asta, că ar pierde relevanță dacă ar începe iarăși să, să devină o structură foarte stufoasă. Da. Dragii mei, nu știu dacă știți, dar domnul Emil Boc, așa în ultima vreme, ultimii 2-3 ani, și-a crescut pe lângă el așa o liotă de Yes-men, de prieteni politici. De șurubari. Unul dintre ei este Gheorghe Șurubaru, nu ați auzit de el, este city manager orașul, adică ăla care... Specialist în curățenia la bordură. Da, Dumnezeu pe pământ, în administrație, să miște, să facă, să dreagă, să se preocupe de tot ce înseamnă problemele orașului, nici vorbă, stați din știți, face ce poate și el, potrivit intelectului său. Dar de asemenea ne mai bagă pe gât în ultima vreme și pe domnul Dan Ștefan Tarcea, nici de ăsta n-ați auzit, este viceprimarul orașului. Domnul Dan Tarcea merge peste tot, se străduie unde poate și dumnealui să facă una alta, mai merge la inaugurări, mai merge la Ter de Panglici, mai zice și el câte una, mai merge și el pe la radio sau la televiziuni prietenoase. Astăzi a scos și dumnealui, pentru că și mită șeful, o gogoașă absolut senzațională. O să vă punem niște imagini, pentru că astăzi a avut loc și o să discutăm și despre asta într-un anonimat absolut suspect, fără presă, inaugurarea noului sediu al grupării de jandarmi mobilă Cluj-Napoca, unde s-au inaugurat spații modernizate, chestii de genul. Uitați, aveți câteva imagini frumoase de acolo. După cum puteți vedea, toate notabilitățile Clujului au fost acolo. Domnul prefect Ioan Aurel Cherecheș de la partidul Ioan Rus, de asemenea domnul Tarcea, bine, pentru domnul Boc asta n-a fost important, n-a fost interesant, prea mică chestia pentru dumnealui, și scoate domnul Tarcea pe guriță, la de după drapel este, scoate de după guriță o gogoașă senzațională și spune: Clujul este pe locul 6 în Europa și pe locul 13 în lume în ceea ce privește siguranța cetățenilor și asta se datorează bunei colaborări între jandarmerie, instituțiile statului și administrația locală. Deci, încă o dată, el nu se știe de unde scoate domnul Tarcea gogoașa asta, zice că este pe locul 6 în Europa, dragii mei, și pe 13 în lume în ceea ce privește siguranța cetățenilor. Frate, n-am mai auzit una din asta de când a zis Moisin că o să aducă Ikea la Cluj. Ceea câte ce nu s-a mai câte întâmplat. Violuri în plină stradă am avut anul acesta? Câte jafuri de bancă? Păi, de asta vreau să spun. Noi avem jaful de la Banca Transilvania și încă ala... nerezolvat. Da? Nici ăla de la Czech Bank din ăsta nu-i rezolvat. Nu sunt rezolvate multe treburi. Deci... A, bine, pe violatorii au prins. Și asta înseamnă că dumneavoastră, văzând aici ce scoate domnul ăsta pe gură, ați dat share-uri și like-uri ca și cum așa ar fi. Păi nu este așa, frații mei. Nu știu de unde a scos domnul Tarcea topul ăsta, că suntem cel mai sigur oraș din Europa, locul 6 și 15 din lume, sau 13, vă rog să mă iertați ca să fim acurați, dar cu siguranță eu cred că nu suntem nici măcar... Bine, acum n-avem... Că suntem un oraș liniștit, da. Suntem un oraș foarte liniștit. Mai liniștit. N-avem atentatori și nu ne aruncăm, nu explodăm în aer. Încă. Să sperăm că nu o să avem niciodată. Doamne ferește, în schimb, când, n-ai când să mai faci și atentate, că stai în mașină, îți expiră vremea de atentată. Și cu locul de parcare. Rușine comandantului jandarmeriei din Cluj, că nu a chemat presa la acest eveniment. În definitiv, până mergeam să relatăm această investiție, da, înțelegem că nu respectați presa, lăsați-mă să vă spun și eu ceva, nici noi nu vă prea respectăm. Pentru cetățenii Clujului am fi făcut acest exercițiu de informare, dar nu vă respectăm nici noi, pentru că v-ați făcut niște slugi politice, lăsând proteste, rezist să aibă loc fără autorizații și, practic, cum să spun, promovând de bandada asta a lipsei de autorizații pentru demonstrații. Dragii mei, după publicitate, vreau să intrăm în direct împreună, dacă sunteți de acord și aveți interes pentru acest subiect, eu zic că este unul interesant, pentru a vedea de ce, sau să ne explicăm împreună, de ce Emil Boc nu face locuințe sociale la Cluj
și să discutăm mai aplicat despre una dintre ultimele inițiative ale deputatului Adrian Dohotaru, independent de această dată, care propune un concept foarte interesant de subvenții pentru locuințe sociale, cel puțin din punctul ăsta de vedere mi se pare o idee bună. Nu mi se pare, dar vom discuta și despre asta, o limitare a prețului la chirii și la vânzarea de metru pătrat de casă. Mi se pare prea aici te bași. Leftistă, prea stângistă această măsură. Da, te bași peste proprietatea omului și pe economia de piață care ea reglează. Dohotaru dă exemplu Viena, unde se întâmplă foarte multe lucruri de genul ăsta. Da, bine, haideți Viena... să discutăm, pentru că nu știm cât o să mai rezistăm în acest oraș, unde încetul cu încetul metru pătrat de apartament ajunge la 2000 de euro. Nu știm. Păi să mai dea o dată share la toate chestiile alea cu târgul de Crăciun și să ne mai băgăm în seamă și o să mai crească chiriile o dată și încă o dată. Haideți să ne auzim după publicitate, să ne vedem după publicitate, o să vă arătăm câteva declarații interesante ale Dohotaru. E clar că România are nevoie de un discurs zilele astea. Dar cum ar trebui să sune el? În primul rând, poate că începe chiar așa, cu această întrebare. Apoi continuă, dar fără să caute măreția, ci normalitatea. Sigur, poate scoate în față un mare român, dar și pe alții care au ceva de zis. Și poate oferă și lecții, dar nu în cuvinte pretențioase, ci în vorbele unor oameni obișnuiți. Că trebuie doar să ne facem treaba și să muncim pentru ea. Și așa putem ajunge locul 1 la orice. La ce facem în casa noastră sau la serviciu, pentru cartier, pentru oraș sau pentru toată țara. Cam așa. Fără să ne îndemne să ne uităm spre orizont, ci mai aproape aici, între noi. Iar la final, nu ne mai spune că se poate. Cine lasă un pic și încheie. Noi putem! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumătură, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust.
Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Până să intrăm în următorul subiect, să vă anunț așa o breaking news. Am primit aseară un e-mail de la domnul Gheorghe Funar, fost primar al Clujului, care ne anunță că undeva pe 15 decembrie la Alba Iulianică, era altundeva, se va avea loc primul congres al Partidului România Noastră. Practic, domnul Emil Funar era, să zic. Tot acolo. Și-a făcut propriul său partid, unde el e șef, nu mai îl contestă nimeni, nu știu dacă câte congrese vrea. Ne-a povestit acolo și despre, uite, stai cum scrie. Viziunea dacică asupra României. Da. Iubirea de neam și țară, tradițiile multimilenare moștenite de la poporul primordial al geților. Așa. Așezat de bunul Dumnezeu în grădina Maicii Domnului, zice dumnealui, România trebuie să fie a noastră, poporul român să fie, să ajungă să fie un popor fericit. E, așa e când ai în mână puterea Clujului și după aia nu mai știi ce să-ți ia Dumnezeu minte. Eu cred că costoboci, adică bocii de pe cost, au fost înainte acestei zilor. Și păcat că domnul Funar este un tip simpatic, nu știu ce mai trebuie. Știi ce mă distrează pe mine? Ceva de ani. Când văd comentarii de genul, cel mai bun primar din Cluj, Emil Boc, unicul, păi, au fost doi în ultimii 30 de ani. De unde putem face alegere? Normal. Deputatul Adrian Dohotaru are, printre alte inițiative și ugubețe de ale lui, a avut una interesantă zilele trecute, propunând un soi de reglementare a prețului pentru locuințe sociale și nu numai. Spune dumneavoastră, transportul, de exemplu, în Viena costă 1 euro pe zi dacă ai abonament, indiferent că tramvai, metro, autobuz sau tren urban, aleile pietonale și cicliste împânzesc orașul, toate sunt funcțiuni publice care lipsesc din orașele noastre, unde 1% din ce s-a construit în ultimii ani din fonduri publice. Vreau și la noi un model similar, vrem o țară ca afară, păi cum putem taxa mai bine a doua și a treia proprietate pentru a duce venitul la buget ca să oferim servicii publice de calitate? Cum putem reglementa prețul chirilor? Cum putem construi locuințe publice și accesibile? E, aici, cel puțin la ultimele două, trei întrebări, avem ceva de discutat, fiindcă ideea unei impozitări pentru a doua și a treia locuință, cel puțin sub liberă, există și în Franța. Dar există și în România. Da, numai că nu la un cuantum mare. În Franța, când te mănâncă în fund să ai a doua și a treia proprietate, se presupune că îți permiți acest lucru și asta înseamnă niște speze în plus. Clujenii sunt campion mondial la cumpărat garsoniere și la închiriat, de multe ori la negru, nu? Păi numai la negru. Păi numai la negru. Deci, aici există o discriminare foarte pozitivă, pentru că numai la negru. Dacă vezi un pensionar amărât pe stradă în Cluj-Napoca, mai prost îmbrăcat, s-ar putea să nu fie deloc sărac, să aibă vreo 12 garsoniere, da? Să nu epateze. Îl vezi după Rolls-Royce. Crezi că se poate, prin hotărâre de Consiliu Local, reglementa prețul la chirii? Aștept să intrați în direct cu noi dacă vă interesează subiectul. Deci se sunt pot chiriile face foarte mari. Deci reglementarea prețului la chirii, nu văd de ce ai putea să o faci, pentru că ai interveni în piața de în piață. Ori ești economie de piață, ori o lași baltă și te întorci la reglementări și la mercurial. Singurul mod în care ai putea să reglezi prețul la chirii și ar fi corect, după părerea mea, ar fi o impozitare progresivă pe chirii. Deci, dai chirii de 1000 de euro, să plătești ca pentru 1000 de euro, nu 10%, ci 50%. Dai chirii de 100 de euro, plătești 10% sau 5%. Și atunci se reglează. Mi se pare o idee bună, dar așa, uite, da, indiferent da, că ideea noastră e bună sau nu, e straniu, nu știm că totuși cât de aplicabil la asta. Nu, dar nu se gândește că avem o problemă cât casa, pentru că mult mai frumoasă, deci mult mai bună mi se pare această idee a prețului unitar pe mijlocul de transport în comun, care poate să fie foarte scăzut,
cu condiția să se renunțe la toate acele gratuități. Dar Emil Boc nu o să poată renunța niciodată la gratuități, pentru că altfel armata lui de votanți nu-l mai votează. Cum? Nu o să poată renunța să dea făină, ulei și alte chestii pe care le dă? Cum nu o să poată să renunțe la subvențiile, la gaz și la alte minuni? Momente... Unul dintre motivele, dragii mei, pentru care aceste prețuri la chirii și la locuințe cresc... Festivalurile, în primul rând, și băgarea asta în seamă permanentă. Da. E că noi, într-un fel sau altul, dar o să ziceți că e superficial abordarea, dar vă garantez că nu, avem un PR extraordinar, adică o imagine foarte bună la acest oraș, în țară. Și avem, da, o migrație foarte mare și în atunci, interior. Foarte mulți români se mută în Cluj-Napoca, exact, atrași de, de mirajul ăsta al Clujului. Al celui mai proaspăt aer din lume. Eu zic că nu e oraș important, e chiar foarte important. Este al doilea oraș după București ca importanță și economică și socială și universitară, ce vreți dumneavoastră, da? Prea multă reclamă s-ar putea să urce prea sus prețurile. Deja se întâmplă, da, acest lucru. Problema noastră, am mai spus-o, cred că, la emisiunile noastre și o să o repet. Problema noastră pornește de la foarte mulți bani nemunciți adunați în acest oraș. Acest oraș, Caritas, pute de bani nemunciți. Pute și de obișnuința... Deci abia acum ies la suprafață nu numai banii nemunciți, ci și furturile din proprietatea obștească, ca să spun așa, imobiliară, din anii în convenție democratice. Au stat băieții frumos ascunși, dar acum ies frumos ca metroul lui Boc la suprafață. Și de-aia aveți tu tot felul de investiții și de-aia aveți tu tot felul cresc hale de birouri în centru, în locuri în care nu te-ai așteptat niciodată. Că acolo era o fabricuță pe care Radu Sârbu a împroprietărit un prieten de-a lui din copilărie și tot așa. Deci noi despre asta discutăm. Caritasul, FNI, FMOA și aceste împroprietăriri făcute din fondul proprietatea și din metode MEBO și... Dacă prețurile în Cluj-Napoca o să ajungă la 2000 și o să ajungă foarte curând la 2000 de euro metru pătrat, la un moment dat o să fie colaps. Cine să-și mai permită să cumpere în acest oraș locuințe? O să fie colaps. Totdeauna crești la un moment dat... Crezi că o să fie colaps în Cluj, într-un oraș atât de dorit? Deci atâta vreme cât noi avem mobilitatea pe care o avem, da. Iarăși, adică imobilitatea. Ba, avem o mobilitate foarte mare pe natura umană. Ah, sau okay. pe câți oameni intră și pleacă în fiecare an din oraș. Și noi avem trei surse de alimentare. Deci noi practic avem inundație de oameni în oraș. Avem turismul medical, avem turismul pe învățământ și turismul pe IT. Oricare din aceste trei chestii, dacă o să fie tăiate la un moment dat sau se va prăbuși cumva din vari motive, noi nu o să mai avem această problemă sau se va reglementa altfel. Dragii vechea mei, populația Clujului nu va mai exista, va exista întotdeauna altă populație. Dacă luăm un preț de cost de 500 de euro metru pătrat, dar este mare, nu contează. E 200 punem... de euro metru cât? Pătrat, 200 de euro la orice 250 investiție. De euro metru pătrat și îl înmulțim cu 35 de metri pătrați, un apartament cu o cameră decent, da? Ajungem la un cost și dacă de asemenea înmulțim cu, hai să spunem, 1000 de locuințe, am avea un cost de 8.700.000 de euro pentru a face locuințe sociale. Adică am cheltuit pentru 1000 de locuințe sociale mai puțin decât dă Emil Boc gratuități la pensionari pentru transportul public. Astfel încât am avea 1000 de locuințe pentru familii nevoiașe, pentru tineri. Dar astea nu se fac, deși Clujul are bani. Are o tonă de bani. Singura metodă prin care putea reduce din chirii ar fi exact aceste locuințe sociale. Da, dar atunci te gândești că de fapt municipalitatea este în cârdășie cu acești imobiliari și ei ajută. Și de ce vorbesc de cârdășie? Adu-ți aminte că nu există zonă a orașului acesta care să nu fi fost dată în folosință fără utilități, fără nimic. Faci blocul și pe aia vine primăria frumos, asfaltează de jur împrejur, îți ridică prețul la ăsta. De ce n-a făcut Emil Boc ce fac alții? Parcelezi frumos, dai o formă umană zonei pe care vrei să o faci imobiliare, după care îl pui pe ăla să-și asfalteze zonele și să-și le betoneze. Nu, domnule, noi stăm în noroi, în vile de lux în noroi, și după care începem să urlăm la primărie. Când veniți pe Edgar Chine să ne faceți? Da. Avem un telefon? Sau n-am înțeles? Deci,
De ce nu construiește Emil Boc locuințe sociale? N-a construit mai nimic. Dar n-a câte locuințe sociale? Deci în afară de cele 4 sau 5 blocuri ANL. Da, care sunt făcute de altcineva, nu mai contează. Mă rog, dar sau alea care sunt făcute pe fostul OSR. Da. Nici nu mai știu din ce bani sunt făcute alea, dar tot ANL-uri. Guvernul Năstase le-a început, din câte știu eu. Ok, mai avem două ANL-uri sus în Zorilor, mai avem unul sau două în capătul Mănășturului. Alea sfumate, Victor, sunt proiecte de 15 ani, Doamne da, iartă-mă. Păi de asta spun. Deci în 15 ani s-au făcut ăstea, punct. Deci Funar, dacă ții minte și ți-am mai zis, a vândut tot ce avea el de la Icral, ca să ne aducem aminte de vechiul ANL. Prietenilor. Tot ce a putut a dat la prieteni, la dușman, la cine. I-a împroprietărit pe toți, Cireșilor, Caișului. Cunoști zona că doar ne-am mai plimbat noi pe acolo. Ăsta la altul nu face nimica, nu construiește. Dragii mei, apropo de gogoșă electorală, am mai discutat și la alteri despre Alianța Vestului. Țineți minte poza aia cu patru mâini, Bolojan, Falcă, Boc și pe cine am uitat? Robu, da, de la Timișoara, vă rog să mă iertați. Și oricine ai uitat, nu-i nicio... deci nu-i, nu-i pierdere. Acești patru primari s-au strâns acolo ca să aibă și ei de unde pleca, așa cum o să plecăm și noi imediat din această emisiune către casele noastre. Spre deosebire de ei, noi facem ceva, credem, util pentru societate, vă informăm, vă deschidem mințile, vă aducem noi perspective. Oamenii au scos pe Guriță o gogoașă la fel de mare ca aia cu metroul Boc, insinuând că s-ar putea despărți Transilvania, că pot să creeze un proiect de regionalizare, că, vezi, Doamne, județele Ardealului nu sunt finanțate corespunzător și că ăsta e momentul să ne luăm destinele în mâini. E, vine comisarul european Corina Crețu și le dă peste năsuc celor patru. Spunând, o să cer și un carton dacă se poate, doamna Crețu spune că această, în cadrul actualei perioade de programare 2014-2020, noua înființată Alianța Vestului nu poate să acceseze direct fonduri structurale și de investiții europene. Oficialul european precizează că este important de știut că fiecare dintre orașele care au constituit această alianță are la dispoziție bani în cadrul POR, dar mai precis în cadrul axelor actuale privind dezvoltarea urbană. Deci, cum e asta, domnul Boc, cu că nu dar se, n-am nu vorbit se noi data trecută că astea sunt IT, deci sunt niște IT-uri sau galuri mai mari care nu mai pot accesa decât din 2020 pe 2000. Dar ce este curios, Victor, este că acest domn Emil Boc, că numai la el ne referim că aici în județul ăsta, în orașul ăsta trăim. De ce ei doi ani o să urle că nu îi lasă PSD-ul? N-are un proiect pe fonduri europene major în ultimii 7 ani. N-are nimic. Dar n-are și ce a avut, am dat banii înapoi. Lumea nu știe că am dat banii înapoi și de fapt noi tot ce facem reparăm pe banii noștri, din buzunarul nostru. Păi dacă le place la Cluj să fie mintiți, deci, dragii mei, ei vă vestesc despre fonduri europene, despre accesarea unor proiecte grandioase, dar eu vă spun că singurul dintre primarii ăștia, da, care se poate lăuda cu o zestre de proiecte din fonduri europene, este Bolojan de la Oradea. În rest, Boc, zero pastă, Robu, zero pastă și celălalt Falcă. Falcă mai zero, mai pastă. Da, mai pastă. Singurul lui proiect este proiectul DNA. Asta a fost în această seară discuția cu Victor Lungu. Mulțumesc, Victor. Dr. Șef la ziardecluj.ro. Citiți ziardecluj.ro, priviți în CNN. Nu plecați din fața ecranilor. Urmează Răzvan Dumitrescu cu colega noastră Mihaela Trif, care este invitată a emisiunii. Răzvan Dumitrescu are o abordare foarte interesantă a unor acțiuni pe care nici nu știu cum să le înțelegem în ultima vreme, a unor procurori americani, a unor anchetatori americani care tot vin în țărișara noastră. Ne iau cetățenii pentru diverse presupuse fapte de corupție sau infracționalitate și nicară dincolo. Mai existăm noi, ca stat? O să vă spună Răzvan Dumitrescu ce crede despre asta. Rămâneți cu NCN.
Acum se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro.
cauze cu contract de muncă. De asemenea, alți 13% dintre ei spun că au fost nevoiți să lucreze pe cont propriu, pentru că aceasta era practica cea mai întâlnită în domeniul lor. 10% dintre românii self-employed nu au vrut să aleagă această cale, dar au mers în direcția asta din vari motive, arată datele Eurostat. Doar 7% dintre românii care lucrează pe cont propriu au ales această variantă pentru că era o oportunitate potrivită lor. De asemenea, doar 8% au apreciat orele de lucru flexibile. Spre deosebire de români, la nivelul Uniunii Europene, cel mai mare procent din self-employed, adică 23%, au ales această formă de lucru pentru că au considerat-o o oportunitate potrivită lor, iar 11% au apreciat flexibilitatea programului de lucru. La nivelul UE, numai 11% dintre lucrătorii pe cont propriu s-au orientat către această formă de activitate pentru că nu și-au găsit un loc de muncă ca angajați. De asemenea, doar 5% dintre cetățenii UE self-employed au declarat că nu și-au dorit să lucreze pe cont propriu din diferite motive. La acest capitol, până și vecinii bulgari și unguri sunt peste noi. 42% dintre lucrătorii pe cont propriu din Bulgaria și 36% din Ungaria spun că au ales această formă de activitate pentru că este o oportunitate potrivită lor, mai arată datele Eurostat. Yes, okay, yeah, I'll do it.